Polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor Hunedoara s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârșirea infracțiunii de rele tratamente aplicate animalelor și au emis un ordin de punere în adăpost a doi mistreți. Animalele au fost preluate dintr-un ordin de punere în adăpost care a fost înaintat către Consiliul Județean Hunedoara, care l-a pus în executare prin relocarea animalelor în menageria Parc Bejan, aparținând primăriei municipiului Deva. Bănuit de comiterea infracțiunii este un tânăr de 20 de ani din Roșcani, sat aparținător de comuna hunedoreană Dobra, despre care polițiștii au stabilit că își dresa câinii de vânătoare pentru controlul agresivității pe animale vii, mai exact pe cei doi mistreți de tip metis pe care îi avea în gospodărie. Hunedoreanul s-a ales cu dosar penal și a fost reținut preventiv. În acest caz, polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Hunedoara au emis un ordin de punere în adăpost a celor două exemplare de mistreți. Aceste exemplare au fost luate sub ocrotirea unei menagerii ce ține de primăria municipiului Deva, întrucât au fost traumatizate ca urmare a relelor tratamente aplicate de către un tânăr de 20 de ani din comuna Dobra, care a fost de altfel și reținut preventiv în cadrul dosarului penal întocmit de către polițiști în acest caz. Din cercetări a reieșit că tânărul respectiv, la începutul acestui an, își antrena câinii de vânătoare pe aceste exemplare de mistreț în scopul de a le controla agresivitatea. Cercetările în acest caz continuă și în funcție de rezultatul lor se va decide dacă se vor mai lua și alte măsuri împotriva persoanei bănuite de comiterea infracțiunii de rele tratamente aplicate animalelor. Pentru această infracțiune, pedeapsa prevăzută de lege poate ajunge până la 5 ani de închisoare.